Continuăm cursul proiectare stabilizator de tensiune liniar. Am ajuns la lecția 22. În lecția anterioară v-am prezentat sursa liniară dublă pentru alimentarea amplificatoarelor audio și am făcut deja un test, iar acum vreau să continuăm cu construcția de la zero. Montajul este foarte simplu de construit și nu necesită reglaje speciale sau nu sunt neapărat nevoie de tehnici avansate de construcție, așa că nu voi filma acum lipirea fiecărei rezistențe în parte, vă voi explica doar în acest video câteva detalii importante pentru cei începători. Cei mai avansați cu siguranță nu o să aibă nevoie neapărat de acest video, iar în video următor trecem la partea de putere și anume montarea tranzistoarelor de putere, radiatoarele și începem deja cu primele teste cu sarcină, fără sarcină și așa mai departe. De asemenea, dacă vreți să vă construiți circuitul, am dat drumul la magazinul Science Stories, care este deocamdată încă într-o beta version, urmează să introduc produse, să mai fac mici mari modificări. Așa că vă puteți cumpăra PCB-ul, deoarece pentru un amplificator aveți nevoie de două PCB-uri. Am pus un produs pentru două PCB-uri și dacă doriți kitul complet, o să găsiți și un montaj, un kit complet, asta înseamnă că primiți un PCB și toate componentele, cum vedeți în poză, dar bineînțeles componentele nu o să fie lipite, ci va trebui să le lipiți voi. Abonați-vă la Science Stories sau abonament gratuit, dacă aveți întrebări, pur și simplu îmi trimiteți un mail și în curând pe Science Stories vor apărea în magazin foarte multe chestii interesante care o să le găsiți numai aici. N-am mai publicat foarte multe video în ultimul timp, deoarece am fost foarte ocupat și cu viitorul Science Stories, cu platforma Science Stories, am lucrat foarte mult la platformă, se vor schimba cu timpul foarte multe chestii în bine aici, foarte multe opțiuni și funcții ce sunt ideale pentru studenți, pentru pasionații de electronică și nu numai și bineînțeles pentru magazinul online am dezvoltat deja câteva produse care pur și simplu sunt deocamdată la mine pe masă, urmează partea de testare și fotografiere și descriere și ghiduri de realizat și bineînțeles le voi publica în magazin, veți vedea în curând. Bun, hai să trecem acum la prima parte din acest ghid de construire a montajului. Am aici cablajul imprimat. Dacă doriți, puteți să construiți pentru început doar partea pozitivă sau partea negativă, după cum ați văzut și în schemă, cu siguranță este separat partea pozitivă de partea negativă. Asta înseamnă că pur și simplu putem să construim partea asta sau partea asta, o testăm și apoi trecem la pasul următor sau pur și simplu începeți cu amândouă părți în același timp, adică lipiți toate rezistențele, lipiți toți condensatorii și așa mai departe. Da? Pentru început nu aveți nevoie de mare lucru, bineînțeles stație de lipit, cositor, un clește pentru tăiat terminalele componentelor. Dacă doriți puteți să vă puneți placa pe un suport, depinde de preferințele fiecăruia și cam atât. Schema o aveți pe platformă și ca la carte, așa să spunem, începem prima dată cu componentele mici, adică rezistoarele și apoi trecem mai departe. În cazul meu am stația reglată la 370 de grade, un pic peste 370 de grade. În cazul ăsta folosesc cositor cu plumb și la mine în zona 370 de grade este perfect. O să încep cu rezistoarele acestea de aici, rezistoarele care sunt plasate lângă rezistoarele de putere. Avem un R8, R9 și R7 și în partea cealaltă avem R25, R27 și R26. Da?
ce valori avem aici, avem și aici. Ideal, dacă aveți un astfel de mecanism pentru a face componentele, hai să luăm o rezistență, să îndoim terminalele așa frumos, o puneți pe mărime de aici și arată mult mai bine așa, da? Decât să le îndoiați cu mâna, dar nu este neapărat nevoie acest mecanism, vă descurcați voi și fără acesta, da? Dar aceasta este și mai scumpă, totuși nu contează acum care le folosiți. De exemplu, aceasta este mai micuță, mai compactă, încape mai ușor acolo, este de 5W și asta la fel de 5W, da? Tehnic nu există mare diferență, doar că una folosește un alt tip de material, ceea ce îi permite să fie mai compactă decât cealaltă. Voi folosi varianta mai ieftină și important aici, când introduceți